doamnei Loredana Târzioru, de la Editura Dumar, care a venit cu câteva cărți. Deci pe care v-am povestit. Și Loredana poate să vă câteva cuvinte despre cărțile domnului Mircea Lezărescu și să ne gândim ce să-l întrebăm pe domnul Mircea Lezărescu. Loredana, te ascultăm. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Onorată este editura pentru această invitație, n-am fost niciodată. Pe dumneavoastră e foarte fain și foarte cald. Foarte cald de la atmosfera pe care ați reușit să o încingeți aici. Am preferat să stau ca spectator, să am privilegiul pe care îl aveți și dumneavoastră, ascultându-l pe domnul profesor. Este un deliciu să-l ascult și cred că de aceea și domnul Marcel Tolcea s-a pus acolo să-l vadă și să-l asculte. Ne încântă de fiecare dată. Cărțile le-a prezentat foarte bine domnul profesor. Știe. Le cunoaște. Le cunoaște. Da, este o triadă. Eu zic că e un careu de teaș din care lipsește piesa de rezistență. Va veni în curând. Într-adevăr, cum s-a spus, au apărut în pandemie și nu s-au lansat. Toate trei scrise lui Gorj. Aici, da. La nepoată, dacă le dau în spate. Dar cât a fost pandemia, așa, am stat pe aici, numai n-am ieșit din casă, ne-am umblat greu. Chiar s-a cuprinde și un jurnal de pandemie, Idealul. Deci anul 2020, nu, aceasta, rememorări. Rememorat este un jurnal de pandemie pe care îl puteți citi aici. Da, note de jurnal, dar nu scrie de la autor. Cărțile le avem la vânzare și vă așteptăm. Mulțumim. Eu mulțumesc pentru invitarea. Am reținut o simplă.